Dar voastre, cu siguranță, veniți majoritatea, pentru că sunteți însetați de Cuvântul lui Dumnezeu și aveți nevoie, și cu toți avem nevoie, de Cuvântul lui Dumnezeu. Și fer, Doamne, să ne lipsească Sfânta Dumnezească Liturghie în Duminii Sărbători. Știm prea bine că în timpul săptămânii, câte nu facem noi, cât nu greșim noi, în fața lui Dumnezeu. Tot timpul am spus-o și o spun, Dumnezeu este iubire și iertare. Dar să fim atenți să nu profităm prea mult de bunătatea lui Dumnezeu. Și să nu cumva să ne îngrijim de suflet doar așa, din când în când, când avem vreo încercare, vreo nenorocire în familie, o suferință oarecare. Că știți prea bine, omul aleargă când este năpăstit, să spun, de această soartă, fiindcă trăim ca așa cum trăim. Dacă există credință în Dumnezeu, celelalte se adaugă nouă. Are grijă bunul milostivul Dumnezeu de noi toți. Dar, în primul rând, trebuie să fim foarte atenți, să fim în slujba lui Dumnezeu, împăcați cu Dumnezeu, aproape de Dumnezeu. Și, după aceea, să știm ce cerem lui Dumnezeu. Că știm prea bine că tot timpul cerem și iarăși din nou cerem și de multe ori nu știm ce cerem. În primul rând, să împărăm mila lui Dumnezeu. Iertarea lui Dumnezeu, să ne smerim și să ne căim pentru păcate săvârșite din viața noastră. Bine ar fi dacă Dumnezeu ne va ajuta și ne va dări lacrimi la rugăciune. Nu oricine poate să aibă lacrimi la rugăciune care spală păcatele. Odată ajuns și în casa lui Dumnezeu, în Duminii Sărbători, să luăm aminte cu frică de Dumnezeu să stăm. Mustrarea de conștiință vine la un om curat, creștin bun, care se căiește și într-adevăr îi pare rău că a păcătuit. Dar odată spovedit, l-ai și curățat, l-ai și spălat. Dacă nu te-ai reîntors la păcatul care l-ai spovedit, atunci, cu siguranță, trebuie să crezi și să ai credință în Dumnezeu că te vei mântui și ne vom mântui. Dacă ne bate toate valele vieții, așa că vrem cu adevărat să fim cu trăire și în slujba lui Dumnezeu, să ne spovedim măcar de 3-4 ori pe an, cu vrănicie, dacă merităm Sfânta Împărtășanie, toate postele de peste an, postind, împărând mila lui Dumnezeu, ținând mecurile vinere pentru peste an și cine vrea luna pentru sănătate. Așa că aveți mare grijă. Pe Dumnezeu nu-L putem înșela niciodată. Și să nu uitați niciodată că Dumnezeu nu ne vrea rău și ne pedepsește, cum spunem noi. M-a pedepsit Dumnezeu. Nu este adevărat. Dumnezeu este iubire. Și avem nevoie mai mult oricând de mila bunătatea lui Dumnezeu. Și tainic, dacă puteți să vă obișniți, să chemați mila lui Dumnezeu în ajutor. Tainic, prin rugăciunea minții, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mi pe păcătoasă sau păcătosul. Iisuse, scumpă, ajută-mă, măicuță scumpă, ajută. Ușa milostivirii deschide-o, binecuvântată, născătoare Dumnezeu, ca să nu pierdem cei ce îndrăjim într-o tine, să ne mântim prin nevoi, plătești contra neamului creștinesc. Atunci, cu adevărat, ne vom simți că suntem într-adevăr în slujba lui Dumnezeu. Un post foarte ușor pentru noi toți. Cine ar îndrăzni să o supere pe Măicuța Domnului, care este respirația și lumina ochilor noștri.
cine ar putea să calce în picioare postul Maicii Domnului? Cum am putea îndrăzni ca Măicuța Domnului să o cerem în ajutor dacă noi nu ținem postul Maicii Domnului? Ați văzut mângâierea noastră, mamă. Tot timpul alergăm la mamă. Mama fie Măicuța Domnului și mama noastră care ne-a născut, ne-a dus la viață. Totul cerem de la mamă. Că e greu, că e ușor, care, că nu are, mamă. Ne redă tot ce mai sfânt și mai scump. De aceea, să mijlocim la Măicuța Domnului care mereu se roagă către Fiul Său, Bunul Dumnezeu, pentru noi păcătoși, să ne mai rabde, să ne mai lasă. Trebuie să avem o rugăciune și să nu uităm acest cuvânt. Doamne, ajută-mi necredinții mele. Doamne, dă-mi răgază pocăință. Doamne, dă-mi un sfârșit creștinesc. Doamne, ajută-mi să-mi ajungă anii să pot să și mulțumesc pentru tot ce mi-ai dăruit în viață, pentru tot ce ai revărsat în viața mea. Măicuța Domnului, ați văzut că orice boală am avea, orice durere am avea, orice încercare am avea, pune mânuța și ne ridică și ne slobozește. Sunt oameni care li se spune că nu mai trăi, că o lună, două, trei. Și ca printr-o minune a lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, că se întoarce să fie viu. Ne ridicăm, boli nevindecabile, fără leap și tămăduire. Ne încearcă Dumnezeu, ne încearcă credința. Important e să ne ridicăm la timp de am căzut, să ne ridicăm și să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Nimic în viața noastră, un păr din capul nostru, nu va lipsi fără voia lui Dumnezeu. Nimic să nu facem în viața noastră, niciun pas fără binecuvântarea lui Dumnezeu, fără a ne închina, să ne închinăm când plecăm în călătorie, când ne punem la masă, când ne ridicăm la masă, înainte de odihnă, înainte de a începe lucru, serviciu, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și să fim de altfel sub scutul binecuvântării lui Dumnezeu. Așa că, dragii mei, să vă ajute Dumnezeu și Măicuța scumpă tuturor să ne ajute să parcurgem acest post cu ușurință. Mâine este la Sabesec, duminică cade sărbătoarea aceasta, schimbarea la față, praznic împărătesc. Duminica va fi dezlegare la pește și apoi pe 13 august, la ora 17, vom avea taina Sfântului Maslo, săvârșită de către Preasfințitul Părinte Episcop Nichifor Botoșeneanu, eu împreună cu un sobor de slujitori, la ora 5 după amiază, la ora 17, deci pe data de 13 august. Apoi, după rânduiala, tradiția împământinită aici, la Adâmpu, la fiecare praznic împărătesc, va fi scoasă în procesiune Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, în ajunul adormirii Maicii Domnului, unde se va cânta prohodul Maicii Domnului toată noaptea, se va înconjura biserica cu Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni și apoi ziua de prăznuire a hramului adormirii Maicii Domnului. Măicuța scumpă să vă poarte de grijă, să vă păzească, să vă ocrotească sub Sfântul Său omofor. Amin. Să trăiți, Părinte, să fiți sănătoși.
Sfânta noastră mănăstire, ca de obicei după rândeaua Sfântei noastre mănăstiri, vă invită la masă. Stați, vă miriți, stați la rugăciune, la dezlegări, apoi toată suflarea puteți rămâne la masă, spuneți doar un bol proste, ca Dumnezeu să ne ajute în continuare să menținem această pomană, să spun, bine primită înaintea lui Dumnezeu și să vă ajute Dumnezeu tuturor să ne luați în cruce, aducând alimente sau sfătuindu-vă totodată, mai mult gospodari să faceți praznicul de duminica, care mănâncă toți pelerinii de peste 34 de ani, această rândeală este la noi. Duminica trecută ați văzut că n-am reușit să facem masa, că am rugat gospodine chiar din Iași care vor să vină în ajun, cum ar fi sâmbăta, să ne ajute să facem la sarmale și acolo nu este ușor. Mulțumim celor care se străduiesc, se ostenesc, ajutând. Foarte greu este ultima vreme, neștiind ce faptă mare este a hrăni pelerinii care vin din toate colțurile țării. Cu siguranță dumneavoastră ați dorit să aveți această faptă bună, așa că gospodinii care vor să ajute sâmbătă seara la făcut sarmale și la mâncare pentru duminica, pentru pelerini, sunteți bineveniți și vă da proste să vă răsplătească Maica Domnului.